Salutare, fraților, eu sunt Remus. Astăzi vom face un unboxing la Kendama Oase Prime Legend Model. Aici avem și da, nu uitați să apăsați pe butonașul de like, să dați un share și să vă abonați în caz că mai vreți episoade. Hai să începem cu unboxingul. După cum vedeți, cei de la Juggler mi-au pus aici în față încă 15 stickere. Deci, vreau să vă spun că ei vor să facă o chestie nouă. La fiecare Kendama cumpărată, ei o să-ți mai trimită încă 15 stickere diferite și foarte faine. Hai să, le analizăm foarte rapid înainte, da? Unul cu Yo-Yo, unul cu Play Kendama, unul cu fața din asta de, nu știu cum îl chema pe ăsta, am uitat, unul cu I Love Juggling. Vedeți, tot felul de stickere interesante și foarte faine. Deci în total sunt 15, unul cu un troll face, unul cu un Yo-Yo și așa mai departe. Deci când cumpărați o Kendama, deci când veți cumpăra o Kendama, veți primi automat 15 stickere pe lângă cele din cu Kendama. Bun, hai să deschidem cutia. Nu o să stau foarte mult la discuții, că nu vă place. Adică hai să vă zic, în față scrie Oase Legend Model, aici scrie Special Edition și aici ai un simbol mic cu un leu unde scrie Legend. Aici pe spate nu-i nimic special, aici scrie ce include Kendama, ață, instrucțiuni, o sweet stickere și așa. Aici este un loc în care poți să-i simți gripul și hai să scoatem Kendama și ce mai are ea înăuntru. Da, vedeți, nu mai e nimic. Bun, pardon. Prima dată o să punem Kendama acolo și o să ne uităm ce conține pachetelul acesta, da? Bun, deci înăuntru găsim 3 stickere. Adică ăsta cu un leu și scrie Legend aici, sper că se vede bine. Acesta cu capul lui Oase, un sticker acolo cu două oase și capul lui. Și draconul dacic cu culorile steagului României pe ele. Adică albastru, galben și roșu. Bun, pe lângă asta mai primim și o ață premium de la Sweets. Se simte că e mult mai groasă decât cele normale. Cu un spinner premium, adică rulment, și cu un string tool, da? Care te ajută să pui ața mai bine. Bun, aici avem Kendama. Acum hai să începem să o prezentăm. Pentru început, pe Tama, aici sunt niște imprimeuri cu chestii din astea tradiționale românești. Știți cum aveau bunicile alea, cum aveau bunicile noastre pe, nu știu să zicem, pe I sau așa. Înăuntru este o ață, de asemenea cu un rulment. Tama este sticky clear, stă foarte, foarte bine în lunar, auziți? Și se dă spike fine, adică sună bine. Tama este model normal, nu știu de ce e lovit aici un pic, dar na, nu contează. Bun, acum hai să trecem la Ken. Spike-ul este foarte lung, îmi place aspectul ăsta. Pe spike, aici, adică pe mâner, să zic așa, este draconul dacic. Iar aici în față găsim logo-ul Sweets Kendamas. Pe cupa mare, sau în cupa mare, este iarăși capul lui Oase cu cele două oase. Iar aici, sub cupa mică, este gravat. Gravată echipa lui Oase. Lemnul este de... nu-mi vine acum. Lemn simplu, arțar, nu știu sincer ce lemn este ăsta. Dar nu știu ce aspecte mai are Kendama. E bună pentru juggle-uri, așa cred. Stai să vedem cât de lungă este ața. Mamă, 5 degete. Da, e foarte bună pentru juggle-uri, înseamnă. Lemnul este destul de ușor. Tama și Ken-ul sunt într-un balans cât de cât ok. Și na, cam asta este în cutie. Foarte faină această Kendama. Bravo, Oase, pentru ce ai reușit să faci și că fără tine și Cerebel Kendama nu prea ar fi fost în România. Te felicit! Asta este un mesaj de la X-Remus, a.k.a. Remus Bechki. Și da, acum o să dăm niște tricuri. Nu uitați să apăsați pe butonașul de like, repet, să vă abonați în caz că vreți mai multe episoade. Imediat suntem 40.000 de abonați. Ok, bun, hai să dăm tricurile. Sunt chiar curios dacă pot să dau o chestie. Așa. Oh, nice. Chiar dacă atins un pic pieptul meu acolo. Las că se pune, nu? Ia, mai mi-a ies o dată. Sunt chiar curios.
Una e să dăm un double Wurstlinger. Uai, ciudat se dă cu asta. Alunecă foarte rău. Bun, eu am fost Xenemo, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like, să vă abonați și să dați un share acest episod, în caz că vreți unboxing-uri și cu tricuri la alte kendame. Ok, episodul este gata, noi ne vedem data viitoare și eu v-am pupat. Hai cu 5000 de like-uri, salut!